Salutare tuturor, bună ziua, Hristos a înviat. Astăzi e 2 bani, 2 bani, 2 mai. Uitați-vă, florile încep a scutura de pe copaci deja. Aștept până a intra o persoană, am invitat în direct. Dacă a intrat, ca să fac o surpriză. Cred că nu vom găsi sub grade. Un reporter de eu de la televiziune Wonder. Alo. Simple și liber. Iaca. Bravo, ești Bogdan, reporter adevărat. Vreau să te felicit cu ziua de naștere. Mulțumesc. Ești la sudul Moldovei. Dă-te noutățile de la tine, vin la sud. Măcar cu ce am, cum spune. O prezență mulțumesc, normală. Mulțumesc foarte mult. Tare mult. Dă-te rog mai aproape, că rău te auzi. Mulțumesc foarte mult că m-ai felicitat. Eu mă gândeam, zic, știi, la un reportaj în direct, mai ales de ziua de naștere, cam apasnă. Poți găsești persoana ce poți pe un gard undeva așa. Ori zici că iau ce reporter au. Cum te sunt? Cine te-a felicitat? Eu nu câți ani împlinesc? 25 de ani împlinesc. 25 de ani. 25, eu mă gândeam pe o 30. Tot normal, așa eu arăt. Da, eu arăt mai matur. Deci te ridic eu un prestij. Valentin, Nică, tu tot n-arăți așa la vârsta ta, arăți la vreo 45, nu-i... Ia uite, eu te-am ridicat în ani, dar tu mă discrești. Da, tot e normal, fiecare om arată la vârsta lui, cum gândește așa arată, știi? Te rog să te apropii mai bine să te auzi. Zic, cum gândește omul așa și arată? Da, la mine așa e, mă aflu, și așa mă aflu aproape și nu știu din ce cauză e așa. Da, da, da. Bine. Mă bucur că astăzi totuși am dovedit să te felicit. Mulțumesc tare mult. Cine te-a felicitat? M-a felicitat o prietenă, verișoare, am mâncat ciocolată, nu mai fi. Am mâncat o ciocolată, așa mă... Dă-mi și nimeni, pot mănânc și eu, e cam și eu. Ok, vezi cum, parcă nu ești aici, dar totuși prăznuiești, parcă ceva simți, așa? Mulțumesc că m-ai felicitat, mulțumesc. Acei de la toți, vătăți în ciocolată. Da. M-a felicitat cunoscuți din România, m-a felicitat verișoarele din Ucraina, m-a felicitat fratele, toți care ne-s mama, toți familia m-a felicitat. Toți oamenii care sunt mici ceva, care cum? Înțelegi? Am vorbit odată cu mama, ce vârstă are? 56. Doamne, cu 4 ani mai mare ca mine. E așa. Ești ca piciorul meu. E așa, da. Bine, zaporăjanule. Uite, îmi pare rău că am fost undeva vreo lună și ceva în urmă la Căușeni. Ești din Căușeni? Da. Și am trecut noapte în Căușeni, acolo și am mers mai departe la Ștefan Vodă. Și când eram înapoi, deja prin după Bălți, ne-am adus aminte că zic, stai că măi, că mă ating că Bogdan e din Căușeni. Zic, cum din, când a vedea reportajul, deci cum din nu mai telefonat? Eu nu mă supăr, Valentin, fiecare om are, rău că nu ne-am văzut, dar să spun drept, eu lucrez. Și nu știu, putem să găsesc oare timp, nu putem să găsesc, dar totuși bine că ai fost la noi și ai văzut cum e. Mă bucur tare că nu ne-am văzut ce faci și așa e soarta, zic, nu ne-am tot vedea, nu ne-am putut, știi cum. Mai te vezi în realitate, mai dai o mână caldă, e altfel. Îți mulțumesc și atunci că cu persoana și care ne-a dat din tare, cu datoare, cu bani, a dat toți banii, mi-a dat deasupra. Am vrut să argumentez aici cum am făcut noi cunoștință, că lumea s-a gândit că
Da. Ne legem după frumuseți, ori după voce. Nu, asta și-o Dar... prima dată, prima, că atunci mă simțim rău, avem probleme și cu sănătatea, mă simt foarte bine, am prieteni, comunic, e tot altfel viața. Bogdan s-a adresat atunci la mine că am discus 20.000 de lei și nu pot scoate la o persoană. Erau vreo 15 erau, da, aproape 20, pot spune că da. Și undeva vreo 5 ani am înțeles că nu puteai scoate. Nu, vreo 2 ani. Un an și ceva precis. Un an și ceva. Și până la 2 ani el s-a dat atât de datorie, s-a achitat atât. Omul s-a achitat. Mai scurt după reportajul nostru, așa am înțeles că a două sau trei. O masă a început a veni altfel. Adică l-a sunat al părintele lui singur, chiar propriu părintele lui l-a sunat și l-a spus: băi, cui tu ești dator? Uite că am aflat că tu ai datorii la un băiet. Și totuși lumea se uită toți TV. Cum n-aș, cum e toți TV, dar e da, puternic. Da, da. Înțelegi? Arată viața oamenilor simpli și liberi. Fiecare om așa și expune părerea. Fiecare om, toți TV în diopște, eu nu știu, nici un canal moldovnesc îmi pare că n-are așa putere cum are toți TV. În canalul moldovnesc arată la bogătaș. Da? Dar toți TV arată oamenii simpli și liberi, că care sunt foarte mulți în Moldova. Nu sunteți bogați. Moldova nu e chiar așa de bogată și nu e chiar așa de... Corect. Eu vreau să argumentez chiar la doamna asta, Olga, care acum în Israel se află. 500 de mii în două zile au privit. Arătați-mi vreo televiziune care s-a uitat 500 de mii în două zile. Pur și simplu, noi am arătat realitatea și mai ales că părerea ei nu pot să arăte decât sunt într-un partid ceva european sau, dar noi am luat un strict așa care nici cocie, nici cocie. Și doamna s-a adresat numai la noi, publicați-mă, vă rog, așa și așa. Miercuri avem o discuție ca să facă o publicitate, adică este publicitate de nu știu la ce oră, fiindcă doamna are zi liberă miercuri, așa că doamna Olga, știu că ne priviți, ne înțelegem la ce ori și o să fim în direct. Poate îl adăugăm chiar și pe Bogdan. Hai, are multe întrebări. Eu am privit ce spune doamna Olga. A să expus părerea. Orice om are drept să expui părerea. Nu înțeleg din și poți să... Nu știu, să faci președintele Republicii Moldova cum vrei. Poți să expui părerea, dar sens și e că, înțelegi că trebuie să argumentez cu ceva. Nu a argumentat cu nimic. Țara pe nimeni nu i-a ajutat. Da, fiindcă domnii s-au adresat din punct de vedere nu ca femeie către femeie, poate dintr-o parte și-a supărat-o pe doamna președinte, dar s-a adresat ca la un președinte. Atunci altă atitudine trebuie să iei. Așa că... Doamna președinte, noi... multe lucruri poate nu a făcut corect, care eu nu le susțin chiar și în ziua de azi. Dar doamna președinte se abține foarte tare. Asta e maximum și pot eu spun. Republica Moldova vrea să rezolvi conflictul ei care l-are pe teritoriul Transnistriei fără război. Dar Transnistria nu vrea să rezolvi conflictul ei cu... Uite, singurul ești aproape de Transnistria. Da, eu mă uit acum la moment, sunt 200 de metri de la Transnistria. La post, serios, că... poți întorci camera și arăți că lumea nu ne crede. Acolo, de exemplu, în partea aceea, nu știu cum se întoarce camera, cred că așa se întoarce. Ia uite, acolo zboară gata un avion. În partea aceea se află Transnistria. Eu pot vă să spun, cred absolut la 100% și îți gândesc în Transnistria și cât de corect îi gândesc. Și nu sunt ca domnii care se află peste hotare și dau comentarii și nu știu și. Iată, acolo e Transnistria, din capul ăsta și așa se află. Dar pe hotare știi că ai să ai un comentariu rău. Da, uite, și spui? Dacă e peste hotare știi că ai să ai un comentariu rău. Asta de m-am convins 100 de ori. Nu știu, uite, e ca după linii, e primul post, a doilea e aici, la colț. Dar totuși e pe drum, adică nu e chiar curat să-l vedem noi, el se află pe drum. Așa e ce realitatea transnistrenii.
Nu pot să mă duc încolo să filmez, că n-am niciun drept, adică noi să ne aflăm pe teritoriul țării care n-are nici independență, nici nimic, legile ONU nu funcționează acolo, nici o lege absolut. Legea funcționează acolo numai care mai văzut bombani. Ce spui? Eu zic, mănânc în interviu, ori am mai văzut bomboane. Pot să mănânc, nu nimic strașnic. Sănătatea mea mănânc. Asta de la tine. De la iepuri. De la iepuri, da. Și e ca care e situația. Noi ne aflăm în zona de conflict. Noi nu vrem război, dar nici ucrainienii nu vrut război ăsta. Așa. Ce oraș, state se află în împrejurime acolo? Mariupol. Mariupolul s-a aflat înconjurat și de-am Federația Rusă a intrat acolo în oraș. Acolo nu, am în vedere lângă tine. Lângă tine acolo. A, în Dubăstariu, cât e? E satul Gâsca și orașul Bindieri. Varnița lui Republica Moldova, orașul Bindieri și Protigailovca. Protigailovca e așa, că am fost să spui că e lângă Bindieri, dar așa, știi cum, parcă nici nu lângă Bindieri, parcă e sat totuși. Ăștia s-au luat Transnistrieni, orașul și satele Transnistriei. Ia mai încolo merge piste Nistru, Tiraspol și tot așa. Asta e toată situația. Noi ca să plecăm în Chișinău trebuie să trecem o vamă în care intră în Transnistria, pe urmă treci vama ceilalte. Te filtrează, adică te controlează de două ori. Nu te filtrează, nu te asteană, te controlează de două ori. Tăt. Asta e tăt. Bun, nu importă, controlează, nu-i asteană. Acum e mai strict acest control? Da, s-a strictat, s-a făcut mai strict. Pe teritoriul Transnistriei se oprește absolut tăt cu numere moldovnești, ucrainești. Cu numere absolut care nu sunt transnistrieni, se oprește tăt și se verifică. Cum așa e situația? Sunt ceva, poate război? În primul rând, a război din partea lor, parcă ei au dorințe și numai că transnistrienii care trăiesc teritoriul Transnistriei, tineri, 20 de ani, de la 18 ani în sus, care au făcut servici militare în Transnistria, care nu știu și mai știu realitatea transnistriană care mai este acolo, ei totuși nu că îmi preiau dorință să lupte pentru Transnistria, fiindcă eu mai fost peste hotare și au lucrat peste hotare și nu șters curul la babe și nu știu și acolo. Așa, spunem real. Ei au lucrat la uzini, salarii bune, au lucrat prin Chișinău, au făcut deosebință între Chișinău și Transnistria, unii salarii aici ai mai peste 2000, nu hai, poate 2000 de rubli le reau, 2000 de rubli transnistrieni, asta sunt 2700 de lei moldovnești. Dar e realitatea care este. În Republica Moldova poți face 7, 8, 9, 12. Asta așa, salariul care, dacă te duci și lucrezi la uzină și lucrezi dimineață până seară și ești la 10 ore, apoi nici în drept și nu trebuie să ne duci nici într-o Polonia, nici în o altă țară. Nu mai mănâncă chiar curat păduchii și nu știu și acolo cum gândesc alții. Între al doilea rând, război moldovenii nu vor. Dar întrebarea stă altfel. Dar rușii, transnistrienii, vor război? Nimeni desigur nu vrea război, dar totuși, uite, m-aș gândi așa că, ca un om normal, împacă-ți întâi casa, țara, pe urmă cauți contracte și fel de fel. Dar dacă în țara fi război, ce mi-ajută nie contractele cele că fac de milioane? Asta nu te gândești că doamna președinte totuși are un interes? Bani, bani, bani. Doamna președinte are unicul interes care are. Asta să arăte că Republica Moldova trăiește mai bine. E nu pleacă în Europa să șteargă curul la babi. E pleacă în Europa să aducă uzini în coa, să aducă contracte noi care să dea locuri de muncă la Moldovei. Asta e maxim și vrea. Doamna președinte e fricoasă să vede după dânsa. E să teme de război, nu că e fricoasă, e ca orice mamă, n-are, poate, nu știu, are copii, dar ea se gândește, băi, sărașii moldovenii mei, îi iubesc și mă doare sufletul pentru Dumnezeu, nu mă asnu și război, asta e tot. Nu sunt armează. Nu știu, eu în ochii dumneiei, doamna președinte, știu că ne urmăriți, am văzut o răutate, ochii în ochi ne-am uitat, am și filmulețul,
măcar că era cândva activist civic, s-a schimbat concret. Nu știu, poate ceva influențat cineva, dar... Poate influență. Dumnezeu, ei mai bine știi situația care se face în țara de alături, ar și foarte... Era să fost foarte normal dacă intrau, dacă Armata Federației Rusă intra și nu își băte joc de oameni ucraineni care se află pe teritoriul Ucrainei, dacă într-adevăr intra și, băi, cetățenilor, dați ceva să mâncăm. Nu vă batem, nu vă amenințăm absolut, fără arme să ducă încolo, adică la cetățeni, fără arme, să nu-i spare, să nu intri în o gradă cu arma, nu știu ce, să împuște în câini, să împuște în oameni, să iei, să-i lege cu mâinile după schinare și să-i împuște. Nu a fost asta, Transnistria, asta, Federația Rusă, într-adevăr, în ziua de azi, ieșe la hotar cu Polonia. Dar în cazul că mă așteptau și de civili și au început a-și bate joc teritoriul ucrainesc, de oameni ucraineni. N-avem și face. Ucraina și poporul ei și armata ei, spunem așa, refuză ruschii mire astea care venit. Așa e viața, nu e... Ei refuză, nu vor să vadă pe teritoriul ei militar rus. Asta e între Ucraina și, între Ucraina și Federația Rusă, de-am să început umânie foarte mare unul asupra la altul și a început asta Federația Rusă. Nu trebuie să bage pe teritoriul ei în 2014, asta în primul rând. În 2014 s-a început război și ne crede că s-a început război în ziua de azi. E o greșeală mare. S-a început război în 2014 și n-ai și-i face de am. S-a început faza mai puternică, e ca acum în zilele astea 24, da? Februarie. Atunci s-a început război. Nu cred că asta e faza mare. Nu e faza, atunci era faza mică, dar nu faza mare. Uitați-vă, ucrainienii, cât de tare. Ai luat Crimul. Vă rog, numai nu luptați, nu ușideți oamenii, vă rugăm frumos, n-a să luptăm teritoriul Crimului, tot așa e normal. Numai să nu, noi să întoarcem Crimul, numai cu diplomatic, diplomatic. Bun? Luat Donbass și Donetsk, de acolo de-am cu război l-a luat. Hai, am oprit în 2016 să oprit. Uite, Bogdan, eu în legătură cu războiul, ce să mă interesează. Chiar multe întrebări sunt și mă gândesc așa, seara înainte poate de culcare de, sau noapte, cum e organizat acolo, iată, militarii ruși vin, unde mănâncă, unde dorm, hai când în Ucraina... În casele ucrainienilor, în casele feresc, fugăresc pe ucrainieni din casele lor și trăiesc acolo. Și ne crede că bine, militarul rus doarme nu știu unde, el doarme în casele ucrainienilor, vine, mănâncă mâncare ucrainească, care cât ei intră, ei când văd Nutella, ei când văd că în fiecare casă are notebook și în fiecare casă are telefon performant, și el acolo, nu știu, de diferită marcă, dar și performant, notebook, planșet, telefon, copiii fiecare au telefoane, sunt multe cazuri când i-au luat și de la copii telefoane și pe urmă, ucrainii i-au luat telefoanele la copii și se uitau, voi, fotografii la copii și întrebau, tu ai luat, luat telefonul ăsta de la un copil ucrainesc? Și el întorceau înapoi la copilul ăsta ucrainesc. Sunt multe cazuri când lumea povestește realitatea și se întâmplă acolo, că își bat joc rușii de femei, că omoară oameni absolut care își stângeau casa de foc. Eu am văzut chiar un video, chiar aș strâmăt, Valentin, unii, nu știu dacă ți-am trimis, unii femeie povestea cum niște militari din Chișinea i-au ușit să-i soțul ei și care vroia să stângă casă. Și ne crede. Nu-ți pare, uite, Bogdan, hai, acolo e perioadă de război, de oluri și toate cei ce mai scriu. Dar aici, chiar în Republica Moldova, doar tot ucrainienii. N-am să nici cu rușul, nici cu ucraini, dar tot fac violuri, de atâtea plângeri sunt. Dar noi ajutăm și ajutăm. Noi, populația din Moldova, nu ajutăm așa mult cum ucrainenii. Cine este pentru noi așa că să ajutăm? Am o întrebare, Valentin, că cum crezi? Noi în sat este o persoană foarte bună, nu-i spun numele. E foarte bună persoana asta. Îi spun numai așa, mama persoanei date a fost primăriț la noi în sat. Mama lui persoana asta, e un bărbat foarte deștept.
oprinit oameni străini, asta nu cum eu ne-am primit verișoara și apoi eu plecat înapoi, că acolo dăm și cam s-o mai liniștit, s-o mai stopat și după să fac și strângă și tot ce-o făcut, măcar să sădească în o grădină ceva, în o gradă, că să aibă și mânca că toamna să vii, ori când a să vii, bun, persoana dată a primit patru familii în casa lui, patru familii în casa lui, patru familii străini. Spune-ne, te rog, deși noi n-am auzit de la dânsul jăluiri și nu știu și. Foarte, foarte serios să atârnă ucrainenii din moldoveni. Foarte serios. Eu foarte multe ori m-am întâlnit că, cu nu știu și, că am privit chiar un video pe Facebook, cum o femeie îi spune că moldovenții, moldovanții abidinilis s ruscimi și tam gramiat hahlov. Moldovanții. Asta îi spune că de-am teritoriu Moldovei nu trăiește. Nu trăiește absolut teritoriul Moldovei și duce o dezinformare pentru moldoveni că ia ca că moldovenii bat ucrainenii. Din și cauza tot asta se face, vă spun eu, din cauza ca ucrainenii să nu mai, dacă vin în Republica Moldova să cam se teamă de tăți, asta în primul rând se face în cauza, și ca moldovenii să n-aibă ochi să-i vadă pe ucraineni. Vă spun eu din start, sunt mai rei moldovenii ca ucraineni. Eu am fost... Da, dintr-o parte și-i primesc cu spăț bun eu am privit foarte multe de ucraineni, am privit foarte multe de estiană cum video care o ucrainean spune da, moldovenii pe noi ne-au primit și au început să ne otrăvească cu niște plăcinte așa de bune. Așa, ani начали стравить нас плацинтами такими вкусными, що ми просто не могли оторваться. Adică asta spune că e așa de tare iubește, e, nu s-au așteptat că moldovenii așa de bine să o primească. O primesc, eu am fost în Palanca și m-am întâlnit cu ucraineni care fug din Nicolaev și ei ne-au spus că moldovenii voștri, cât de săracă națiune e în așa și nu știu ce, și vorbesc de dânsa, ne-au primit pe noi așa de gine. Nici o țară europeană pe deși nu i-au primit așa de gine, i-au primit în căs. În căs i-au primit, țările europene i-au pus i pălăci. Numai Republica Moldova le-a dat lor acasă, moldovenii le-a dat lor acasă. Că așa de bine ne-a spărănit și vă mulțumim vouă. Au fugit copiii mei încoa, nepoții mei, adică nepoții ei au fugit încoa. Și încă și eu am fugit, că nepoții ne-au spus că tare bine să atârnă, adică în oraș cu nepoții, au spus că foarte frumos atârnă moldovenii de ucraineni. Și tot asta nu-i corect și vorbesc. Și domnilor, cât de tare voi nu v-ați tărui să faceți între moldoveni și ucraineni. Tătă lovitura asta n-a să fie niciodată așa ceva. Și între ruși, că în, vă spun noutățile care le sunt aici, nu știu ați auzit și ați auzit, oamenii care se află pe teritoriul Transnistriei, ca nu de mult, au fost două teracturi. Cunoașteți de asta? Au fost două teracturi, adică dacă chiar și nu mai mult. La Calbasna, Calbasna s-a aflat foarte departe de mine, de Calbasna nu pot spune nimic. Da, vă spun din start. Uitați-vă așa logic. Vin trei militari ucraineni, după logica transnistriană. Eu trei RPG 27 era, așa am înțeles. RPG care are numai patru țări, dintre care a patra e Transnistria, care nu e cunoscut, cum, nu are independență și nu știu ce acolo. Da? Și împușcă în clădire, și ăștia trei RPG-uri le aruncă jos. Mă dați seama, le aruncă jos, da, eu în locul la militarii și care au făcut, nu, Doamne ferește, s-a fost asta militari ucraineni, apoi nu era jumate de braspă și jumate de bindieri. Strângei după tine toate. Da, eu în locul lor strângem tot, poate și le mai încărcam și mai ardem vreo trei. Dar nu se faci așa, păi omule, să o iei și să o arunci jos. Dar domnilor transnistreni, dacă faceți o provocare, apă nu lăsați nimic, știi, măcar nu le aruncați jos, dar ele și le mai încarcă. Dar în caz de ceva tu te întâlnești, te preîntâmpini cu poliția, cum te împuști, cum și faci tu? Absolut, asta e poveste, asta e teatru jucat și toți transnistrenii. Eu când m-am dus la Căușeni să-mi prânesc pașaport, care la mine a expirat, la mine a expirat pașaport și eu m-am dus să-l prânesc să-mi fac nou, la mine a expirat.
Doamne ferește că transnistrieni erau acolo și de ei cetățenii. De la cetățenii și spunească cetățenia că ei înțeleg că pe dânșii eu am ajit, joacă teatru. Tătă viața lor a Transnistria joacă teatru, tătă viața Transnistria că, bun, vă spun din start, până în 2020 Transnistria trăie mai bine ca Republica Moldova. Până în 2012 și asta au fost. Transnistria trăie foarte bine. Eu lucram la Transnistria, lucram la mecanică, învățam aghe la Căușeni și lucram la Transnistria. Și ei aveau salarii foarte bune, gazul era foarte ieftin. Cu Federația Rusă putea atunci de trăit foarte bine. Federația Rusă lupta atunci numai cu Georgia. Numai cu Georgia și cu Cecinea. Dar Cecinea o era teritoriul ei și în ziua de azi cecenții luptă cu teritoriul Ucrainei împotriva ucrainenilor. Dar sunt și ceceni care luptă pe teritoriul Ucrainei împotriva Rusiei. Asta e o și mai mare durere. Uitați-vă și ce se întâmplă în ziua de azi. Ei luptă împotriva unul la altul. Și după ce ei acum văd, asta ne așteaptă și pe moldovenii noștri. Nu o să facem asta, fiindcă este legea acum, 384, dacă nu mă greșesc. Cerțu, da, fiindcă da, asta da, e îndemn la... Nu, eu nu îndemn pe nimeni. Eu, femeia s-a expus părerea. S-a expus părerea, a făcut-o pe doamna președinte curvă. Așa aș spunem, s-a făcut-o pe doamna președinte curvă. Ea s-a expus părerea. Ea nu a dat nicio dovadă absolut, Valentin. Doamne ferește, nicio dovadă nu a dat. A făcut-o președintele Republicii Moldova din nimic. Bun, a fost Dodon la putere. A fost domnul Dodon la putere. A promis gaz ieftin. Unii gazul ieftin încă pe timpul Dodon. Am vorbit 3 zile în urmă, o persoană este publicitate acolo, o să fie descris poliția, el mi-a spus, eu nu țin de fel cu Dodon, dar Dodon, din Sankt Petersburg, cu domnul, mi-a spus că de 2 ori pe lună, iată, domnul Dodon, o să zic, de unde știe așa informații? Pleacă acolo și mai nu spune în genunchi, așa și mi-a spus, numai totuși ca să fie gaz în Republica Moldova. Uite așa informații mi-a prezentat. Și eu am întrebat, de ce în Sankt Petersburg și nu în Moscova? A spus, dacă toate contractele se fac în Sankt Petersburg în privința gazului. Da, da, asta e drept. Tot contractele se fac în Sankt Petersburg, nici o fel de Moscova. Moscova absolut foarte puțin. Domnul Dodon, el vrea într-adevăr, știți, Doamne ferește, dar în ziua de azi, noi toți avem neamuri. Și nu da, Doamne, să știi ceva rău, dar... Iată, am auzit, vorbim cu tine, că ai avut niște rude, ți-ai schimbat ceva acolo, că aveai niște rude care au decedat, da? După da, aceasta. Am un verișor care a decedat pe teritoriul Ucrainei încă în anii, când era 2015-2017. Decedat un verișor acolo. Asta, tot asta e fabricat absolut diferit. Federația Rusă absolut se folosește de omul care moare, al scrie cum vrei e, al scrie că l-au ușit ucrainenii. Eu dacă am televizor, eu fac cu cetățenii, scriad în absolut și vreau eu. Nu e corect așa ceva, domnilor. Da, n-a scriat de lumea în vorbă, nu m-a ascultat. Până să vii în casa ta și n-a să te scoate din casă, până atunci tu n-ai scriet. Republica Moldova trăiește în ziua de azi încă mai bine ca Federația Rusă. Mai bine ca Federația Rusă. Nu luăm din Moscova, Moscova trăiește, Moscova, Sankt Petersburg, Krasnoyarsk, poate Belgradul, poate încă unele orașe mari trăiesc bine. Moscova trăiește foarte bine și Sankt Petersburg, restul nu cam prea. Nu cam prea, dragi mei, nu cam prea. Și deși noi... Majoritatea cetățenii Republicii Moldova vor în Europa. Vă spun de ce. În Europa ești, duci, lucrezi 5 ani și poți să cumperi un apartament. Am neamuri în Rusia care lucrează de-am 12 ani și e apartament încă n-au. Mă doare sufletul pentru persoana dată. Mă doare sufletul. E trăiește în Federația Rusă, mă doare sufletul. Ea are copil, are un băiet de 14 ani. Dar s-a avut el 17 ani, apoi nu găsăm loc absolut. 17-18 ani. El e verișorul meu și el trebuie să vie să elibereze Ucraina de ucraineni și să-l împuște cineva. Eu, Doamne ferește, asta și știi?
Și el să vie să vă elibereze pe voi? Băi, dar fășeți Rusia și economic mai puternic. Destul să faci Rusia și economic mai puternic ca Uniunea Europeană și noi aspectăm în Rusia. Și mai democrată. În Ucraina, numai prima dovadă care poți vă depun cu Ucraina. Uitați-vă, cât, numărați cât președinți s-au schimbat în Ucraina de când noi au primit independență. Și câți președinți s-au schimbat în Federația Rusă de când Federația Rusă a primit independență de la Uniunea Sovietică? Adică acum, s-a destrămat Uniunea Sovietică. Câți? E dovadă bună? Cam cred că e dovadă bună. În Federația Rusă trei președinți au fost. Dintre care unul poți niște autobot că el era tot premier-ministru și nu știu ce e acolo, și din premier-ministru. Bun. Mulți oameni spun că mai asta nu trebuie să duc să înțeleagă de gaz și gazul mai ieftin. Oare a fost vreo conferință atunci de gaz? Merge vorba ceva de gaz ieftin la țările SNG? Absolut niciuna. Niciuna. Nici o țară nu s-a dus acolo să înțeleagă de gaz. Acolo merge absolut de altceva vorba. Și care nu știu, eu nu am drept să spun, dar mai gine tășet. Care nu știu de ce merge vorba acolo. Federația Rusă zgătea de război ăsta de mai înainte. Și Uniunea Europeană asta, Franția, Italia și Germania încă și dădeau complimente de armament la tankurile și la BMP-urile rusești. Și s-au arătat ucrainenii că uitați-vă, asta e aparatură franceză, asta e aparatură italiană. Voi singuri l-ați crescut pe Putin să lovească asupra noastră. Voi singuri fășeți Iujni Potok, Severni Potok de gaz. Să ne înconjoare pe noi și să n-aibă nevoie de gazul să treacă pe teritoriul nostru. Băi, oameni buni, s-a fost în ziua de azi, cum să vă spun, fost în ziua, deci eu distrus, s-a distrus armata asta sovietică. Iată că în timpul sovietic, armata sovietică putea să oprească orice conducător cu cap ferbinte în Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, asta e și mai mare tragedie, formarea Uniunii Sovietice, eu nu sunt pentru Uniunea Sovietică, dar destrămarea Uniunii Sovietice este cei mai mari tragedii geopolitică. Cei mai mari tragedii. Armata asta putea să lăpție pe orice om cu cap fierbinte la conducere. S-a fost Putin pe timpul sovietic și să zic că idem voivați, eu nu știu, mai știu cu cine acolo. Nu cred că aveți și cu Ucraina, dar ucrainienii în timpul sovietic vreau eu independență. Și chiar să zic să idem voivați cu Ucrainei. Armata sovietică primul oprie pe omul ăsta și spune, dar ținuți jele de militarii noștri. Câți caliși noi să facem din război ăsta? Câți oameni, 20.000 de militari ruși, asta e orașul Binderi deamă-i gol. Că așa mai mult de 20.000 n-au în orașul Binderi. El deamă-i gol, s-a golit un oraș în Federația Rusă. Unii băieți ăștia, tineri, mamele lor, doamna spune că eu n-am făcut copil pentru război. Dar mamele din Federația Rusă au făcut copilul ăsta pentru război? Doamna, nu a făcut, cred, copil pentru război. Da, dar vezi că ei trimit fără a-i informa acolo. Îi trimit ai la podgătov, ca așa să spunem. Așa. Dar pe urmă ei află cu un nemerit. Pe urmă ei află cu un nemerit. Majoritatea Rusiei este de țăvani și narcomani. De ce e armata care de la 18-20 de ani n-ai cu cine vorbi acolo? Sunt băieți tineri, ninijele foarte tare de dânsă, poate băieții ăștia trebuie eu să aibă copii, poate și au copii acasă, dar cu și ei zinoveți? Nu zinoveți băieții cu nică, e pur și simplu pe părinții lor s-au folosit de dragoste față de țara asta, în primul rând, și el mai rău. Și deși s-a folosit domnul președinte a Federației Rusă, Vladimir Putin, că e totuși, nu că îl stimez, dar nu am dreptul absolut să-l ponigrez. Deși s-a folosit domnul în cauză, el s-a folosit de dragostea lor față de țara lor. Asta cu acum ne-ați zis și ne duci și luptă împotriva Transnistriei, da? Băi, asta tot e Republica Moldova, asta în primul rând. Dar într-a doilea rând, deși drept am eu să mă duc să-l ușit pe omul ăsta. Nici un drept. Nici un drept, asta e legea Domnului, să nu ușiți om. Uite, Bogdan, nu ți pare că la ziua de astăzi cuvintele lui Stalin de pe vremuri cam se adeveresc, că el spune așa cuvinte, eu am publicat în limba rusă acolo, dar traduc, voi sunteți ca niște mățișori, voi nu înțelegeți cine-i dușmanul vostru. Poate noi nici nu ne dezmeticim cu cine stânem. Cu Europa, cu Rusie, poate
trebuie să primim gazul ăsta de la Rusie, dar înconjurăm tot Europa, plătim zeci de prețuri, ca numai să șim dârj. Da, spunem din start, Ucraina în ziua de azi, Statele Unite, s-au folosit de ceea că Federația Rusă a atacat Ucraina. Statele Unite s-au folosit de foarte multe... De mult ce s-a folosit în Ucraina, nu vreau să spun. S-a folosit de ce e ocupată Crimul, în primul rând. E ocupată Crimul. S-a folosit de ce e că poporul ucrainesc trăie mai bine și are democrație în țara lui. Ucraina are democrație în țara lui. Uitați-vă câte maidanuri au făcut ei. Cât au făcut. Grivna era cu 4 și gazul era mai ieftin. Mulți spun. Bun, grivna cu 4 și gazul mai ieftin. A început război în... Cum? S-a anexat Crimul. Crimul numai s-a anexat. A fost fără război. Ucrainenii s-au abținut de război. Nu vreau eu să lupt până la ultimul moment. Nu știu și nu vreau eu, Doamne ferește, nu vreau eu să lupt. Pentru dânsi război ăsta era, Doamne ferește. Adică se dă seama că e o țară adecvată. Bun. S-a început Donbass și Donetsk acolo de am luptat. O luptat un an. Și asta tot e minciună că a luptat 8 ani. Și oamenii, chiar și vă uitați că este... LNR-ul și DNR-ul, i-au făcut câți oameni au murit ca timp de ăștia 8 ani. Ultimul an au murit numai 8 oameni civili și au murit din cauza la șeie. Ori au călcat pe mine și n-au dat, ori niște copii au aruncat încolo cu chiatră, ori multe cazuri, absolut nici nu sunt din pușcături. Uitați-vă la Donbass și Donetsk, el e întreg absolut. Uitați-vă la Lugansk și Donetsk, el e întreg, orașele astea sunt întregi. Ucrainenii nu pușcau în trânsul. Ei îmi pușcau în armata rusească, care se află acolo, pe teritoriul ei. Bun, răspunsul la întrebare, care că gazul noi fugim din colo încolo, așa-i? Amu, uitați-vă, americanii s-au folosit de ceea că Federația Rusă a intrat în Crim și cu mâinile Rusiei, americanii absolut stat într-o parte și stăteau într-o parte și stăteau. Uite, rușii au intrat acolo, de-am ucrainenii n-a să aibă să vadă. Rușii au intrat în Donbass și în Donetsk, ucrainenii iară n-au să vadă. Băi, și acolo, și se întâmplă. Poate ucrainenii, într-adevăr, ei nu erau așteptați că ucrainenii și împotriva rușilor, știi? Ei, da, geopolitic, poate au și război economic între deși, dar ei nu s-au așteptați. Cum așa ucrainenii sunt împotriva rușilor? Nu, cum așa? N-are cum. Chiar și Barack Obama în ООН, și cu Vladimir Putin a spus că Ucraina și Federația Rusă sunt absolut frați. Noi nu vrem să ne băgăm în geopolitica dată. Dar în ziua de azi și vedem noi. Militarii ăsta, tehnică militară americană, deamă, este acolo o sistemă, am uitat cum se numește, deamă lucrează împotriva rușilor. Și ea mai dă în tehnică militară, dacă ați trebuiască la ucraineni. Asta înseamnă că americanii luptă împotriva Federației Rusă cu mâinile ucraininilor. Deamă s-a început, Aghia Mu s-a început, Aghia Iaca, zilele astea s-a început, America luptă împotriva Federației Rusă datorită la mâinile ucrainene. Bogdan, pentru cine să luptă totuși? Uite, prin asta se vede că America nu-i corect și influențează. Dacă noi suntem așa înfrățâți cu Rusia, cu Ucraina, Ucraina cu Moldova, tot Rusia cu Moldova, a noștri lucrează în Rusia și Ucraina, a lor lucrează la noi. În cine să împuști? Împuști. Uite, sincer spun, vrei în cine să împuști, împuști. În primul rând, omul îți dovedește cine el că n-are armă în mână. Omul îți dovedește cine el când ajunge la o perioadă mare de conducere, vlasti să arată. Știi, când ideile lui, dai celălalt cu vlasti, te uvidești că tău așa, pe rusești. Așa și rusul, el a venit, el are putere, uitați-vă, în ziua de azi. Și îl abține pe Putin să nu-ți bage pe teritoriul ăsteană, cum îi numesc, teritoriul Crimului. Nică n-al abține. Și Putin nică n-al abține. El nu trebuie să bage pe teritoriul Crimului. Și îl abține pe Putin să nu-ți bage pe teritoriul, cum îi mai spune, Donetskului și Donbass. Pe teritoriul Ucrainei în ziua de 24, cine l-a abținut? Nimeni nu l-a abținut, toți erau absolut za. Uitați-vă, în Biblie scrie nu ușide, nu amăji. Războiul s-a început din cauza minciunii, absolut din cauza minciunii. Nimeni nu-i obișduie pe ruși acolo, nimeni nu-i obișduie. Și
Deam din cauza minciunii s-a început războiul. Războiul ăsta e moarte. Două, cum? Две заповеди Библии уже нарушены. И корректор, ну? Когда не темем, что, уйти, разбой на Афганистан, и ради партии диной, да тут уж не парек я пропи, да и суп нас, у нас, уйти, парка, он трубуна зыти, scoli și te gândești, ori e drept asta, ori nu e drept, fiindcă casa atât e distrusă, pentru ce s-a construit atâția ani ca să distrugă momentan? Asta s-a întrebat pe președintele Federației Rusă, deși el a atacat Ucraina. Să aprochie NATO? NATO era în Estonia și Lituania și în Deptei. Acolo era NATO. Deși? Deși eu atacat Ucraina, nu pot înțelege. Ucraina se află, asta eu, Valentin, îți vin la tine acasă și să-ți fac eu ție, să-ți spun eu ție pravilele mele. Tu ce simți? Ei, Bogdan, dar nu-ți pare nic? Tu ai promis că vii săptămâna asta. Eu pot să vin la ospiție, da, eu nu... Dar închip că vine cineva cu armă, vine cineva să te bat, să te astea. Tu zici, băi, și cu tine, ești liniștește. Și totuși eu cred că tu ești om și ai să-i dea una în cap. Așa și Federația Rusă. Ei au politica lor a ucrainenii. Dați nu ne băgăm pe pământul lor. Ei acum în ziua de azi, Ucraina. Așa? Bine, pentru ce alte țări să amestece? E conflictul lor. De ce noi, să Moldova, să fel de fel, pe urmă ne plângem? Că nu și spuneți, nu și nu criticați noastră. Ei lasă bat între dânși. Da, noi stăm, da, primim refugiați, le ajutăm asta. Dar de ce să ne amestecăm? Suntem doar o parte, o republică aparte. Bun, și asta e întrebare bună. Uite, când, știi, tu ai un mahalean alături, așa? Și mai ai încă unul mai dincolo. Și mahaleanul și ăla îi spune la Island, băi, eu a salvat pe Isa și a păzin și a stibat pe nică, tu tot aveai nu știi și probleme la mine. Noi avem Transnistria, da? Și... Așa, dacă priviți canalul, eu privesc și canale rusești, dragii mei, eu privesc și canale rusești, nu credeți-mă că eu privesc numai canale ucrainești, da? Și nu știu și eu, mă uit între amândouă părți, deși eu am făcut decizia asta pentru mine, e pentru mine, și Valentin e absolut ce-ți gândesc alți oameni, eu am făcut decizia asta pentru mine, eu privesc canale rusești, eu privesc canale ucrainești, eu privesc canale libere ucrainești, canale libere rusești, și eu ți-aș spune una, că înțelegi? Când îți spune ție pe canalul rusesc că în Moldavia ущемляют русских, asta înseamnă că noi suntem următorii. Vrei tu, ori nu vrei tu, eu vreau pașii, Valentin. Dar oamenii care sunt acolo, nu, pașii nu ne vreau. Eu am vorbit ieri pe chat astăiană și când auzeau din moldoveni, srazu grăieu urât. Deodată grăieu urât despre moldoveni. Și armenii grăieu urât despre moldoveni. Și tajișii grăieu urât despre moldoveni. Asta în chatul ăsta. Și rușii grăieu, e când auză lor deodată, șo, moldovani, țigani, nu știu ce. Băi, noi nu suntem oameni acolo, băi, treziți-vă, băi, voi nu suntem oameni acolo, treziți-vă, din somnul cel de moarte. Treziți-vă, noi nu suntem oameni acolo. Noi de oameni nu ne socotem, am lucrat în Federația Rusă, eu pentru 40 de mii am lucrat 3 luni. Pentru 40 de mii am lucrat 3 luni, băi, la Chișinău mai mult facem. Sincer spun, eu la Chișinău mai mult treziți-vă, voi sunteți, spuneți că sunteți al lui Ștefan. Și fă și eu, Ștefan, cum, înainte Moldova mare cu turșii, îi luptau, îi nu zic, ei, las că ați fie turși și așa îi meghine. Și așa îi meghine, ați iei copilul din casă pe care tu l-ai născut, fix așa e și istoria și ești cu Republica Moldova. Ați vie încoa și noi dacă se întâlnim cu Florii, zic, ei, dar pe moldoveni se poate de folosit, dragii mei, să luptem împotriva ori a românilor, ori a ucrainenilor. Hai, nu ne trebuie bioroboți, hai la război. Nu vă gândiți că așa așa. Cu cine ții, așa e și-o pățești. Americanul nou, pe noi nu ne pune să luptăm. El numai ne zice, băi, voi faceți ceva, ori nu faceți. Ați vii rus pe voi. Și noi știm și tășim. Absolut, pe că greșeala mare a lui Maia Sandu, greșeala mare a lui Maia Sandu, asta intră și e că poate au făcut ceva, dar pe deascuns. Dar în realitate, armata Moldovei nu e gătită. Eu am slujit la armată, eu am făcut serviciu militar. Ea nu e gătită de război, într-adevăr. Fix ca și asta Transnistrii. Tot, dacă cineva vă spune că i-a impus tot fix aceleași 6 patroane pe an. Sincer,
Tot aceleași șase patroane pe an care le-au, tot aceleași. Totuși, cum cred, uite, Bogdane, când casa arde, eu să alerg la un vecin și cer nevasta în căsătorie. Apoi și să primești la noi. Când aici e război, noi ne ducem și vrem cu Europa, scrim și arătăm la televiziune că iată, ne prinesc, nu ne prinesc acolo cât mai mult. Oare trebuie un tipul ăsta să-i atâțăm pe alță, agresori chiar, dacă sunt? Noi nu i-am atâțat pe rușcunic. Asta e cea mai mare greșeală a președintei. Bun, doamna președinte, eu spun unica greșeală și faci. Bun, spui că cea mai mare greșeală că doamna președinte se duce în Europa. Valentin, ce dreptul am eu să-ți spun ție să nu te duci la mahalianul tău, să nu te duci la altul om, și nu te duci, să nu grăiești cu așela, să nu faci cu așela. Tu ești prieten cunoscut cu mine, așa e cunoscut. Nu ești tare aprochet prieten. Ori eu să-i spun la prietenul meu, oi, tu dacă vrei eu îți drujesc cu tine, nu grăi cu așela. El îți zică, oi, drag. Bogdana e dispărut, încearcă din nou să te invit. Da, cred că aici o să terminăm cu regret, fiindcă Bogdan așa a dispărut pe neașteptat, pe cineva și ne-a întrerupt. Am vrut pur și simplu să-l felicit cu ziua de naștere, un reporter la TOS-TV, Televiziunea Oamenilor Simpli și Liberi, care ne transmite noutățile de la sudul Moldovei. O zi frumoasă tuturor! Pacea e unica speranță pentru Republica Moldova. Sperăm că o să fie până la urmă pace, nu o să împlinesc cele ce doresc alții, Dumnezeu e mare, a păstra acest pământ. Iar Bogdan, îți spun că ai chiar deșifrare la acest nume, Bogdan, Dan Bogan. Te felicit cu așa nume, mult sănătate, uite, mă bucur, îmi pare că vreo 30, ai 25 de ani, mi-ai spus chiar aseară când curând ai fi la Brăceni, mă bucur, primim cu drag, o zi frumoasă tuturor, am văzut multe comentarii acolo, care și cum s-o poate, așa că mă bucur de Victoria Ciubota, Victoria, care a învățat împreună la Academie de Studii Economice. Salutări! Mă bucur că ai fată, băiet acolo. Te țin minte, negruț, așa, la facultate, cum stăteam noi, țara, discutăm, bravo! Valerie Matcazian, iată, ne urmărește, din Larga Briceni. Cine mai pomenim? Olga? Doamna Olga, care din Israel, miercuri o să facem direct cu doamna Olga. Tare o femeie, bravo, îmi place cum dicția dumneiei, vocea și ideile. Ina Dobrokvashina. Mulțumim că ne-ați urmărit, Perla Barbariuc. Și tare iubește lumea și eu chiar iubesc când cineva ne pomenește numele, așa că mă stăru și eu spomenesc tot care măcar la urmă aici ne privesc. Ana Cernișenco, e sănătoasă, cam aceștia. O zi frumoasă tuturor, Bogdan, e sănătos. Cu 2 mai tuturor. Zi frumoasă!